seniori. Timp și contratimp în identitatea Banatului de evenimentul 1 de impact a pornit în anul 2013 din inițiativa soților. Dacă mă aude Vasile Neamț, îl rog să vină încoace. În 2014, Iei Bănățene i s-a alăturat Brâul Bănățean. Am să vă rog, pentru că acum un an ne-a părăsit jurnalista Paula Neamțu. Vă mulțumesc foarte mult de ani ca simbol pe care noi îl purtăm astăzi cu pală bănățeană. Brâul Bănățean, un alt reper. Meri Aghescu. Interesante manifestări pe care Reșița poate să le găzduiască și lucrul acesta se datorează 100% familiei Neamțu și, dacă îmi permiteți, aș vrea prin acest mic interviu să-i aduc un omagiu Paulei, pentru că ea alături de Vasile au fost inițiatorii acestui eveniment. Vorbim despre Ia românească, adică dățoalele noastre din Banat, dar vorbim și de jocul bănățan. Mie îmi place să spun că cel care nu știe să joace brâul în Banat, nici măcar jiniere nu poate să fie în Banat. Așadar, dragii mei, dacă vreți să vedeți cum se joacă brâul în Banat, cum se poartă cămașa tradițională țărănească, fie dămuieri,
o fie de oameni, ca așa zic bănățenii la bărbați cu oameni, veniți aici la Reșița și veți vedea că lucrul acesta este posibil. Ne bucurăm și mai ales am așteptat că pentru vremurile în care suntem acum, această ieșire, dacă vreți, este un fel de mană cerească. De-abia așteptam să ne întâlnim, să vedem ce ii mai poartă reșițenii, dar mai ales cum își încurcă unii picioarele pe stânga la brâu. Emoțiile de data aceasta sunt mult mari, pentru că nu mai este cu noi și printre noi Paula, inițiatorul alături de Vasile. Cu regret sărbătorim și de sus ea are grijă ca astăzi să nu plouă. E o sărbătoare deosebită, cu mai puțină lume ca altă dată, datorită situației actuale, și să ne țină Dumnezeu să mergem înainte cât se poate cu multă sănătate. Și pentru Paula, că a fost un an în 12, Dumnezeu să o odihnească și să ne vegheze de sus. Am învățat să dansez în același timp cu învățarea vorbitului. E în ADN-ul meu de cărășancă. Sunt de la Tigvaniu Mic, brâul este ceva firesc, să știi să-l dansezi, ora de la Oravița, poți să o dansezi și în gare și pe munte. Deci nu pot să lipsesc de la un asemenea eveniment, pentru că e un eveniment de suflet, face parte din identitatea noastră, pe care trebuie să o păstrăm și să o ducem mai departe. Și sunt fericită că văd tineri care știu și învață dansul și este foarte bine, pentru că avem viitor. Noi suntem ansamblul junior cu Gland din Caransebeș, dar noi lucrăm cu copii de toate vârstele, de la 4 anișori până la, fără număr, 80-90 de ani, nu contează, atât timp cât iubim folclorul bănățean, cât iubim jocul în general, jocul românesc, și avem părinți. Viața spune că suntem toți copii. Astăzi la Reș am venit cu mare drag la invitația domnului Vasile Neamțu, un prietenul nostru, și am participat aici la festivalul ei. Am jucat câteva jocuri frumoase, am jucat un joc de pe Valea Sebeșului cu trupa mică, am jucat după aceea un duel între generații, un joc de pe Valea Bistrei, timp și contratimp, și cei mari și cei mici, și am încheiat cu un joc denumit Ruga Bănățeană, având o temă de intrare în care fetele sunt îmbunate, chemate la joc, băieții să cinstesc, căpărașii satului care puneau muzica, să cinstesc cu răchie, cu țuică, după care să pornesc la joc, invitați fiind de primarul satului sau cel mai bătrân dintre căpărași. Și cu acestea fiind spuse, vă mulțumim din suflet pentru invitații de fiecare an. Vom fi prezenți la Reșița în momentul în care vom fi invitați, cu tot dragul, și vom participa la toți acești copilași frumoși. Adrian Jurchescu, coregraf la ansamblul Junior Gulan, alături de sora mea de la Jurchescu. Acolo. Da, de data asta cu Bârzava Mică, cu copilașii, și ne bucurăm că după atâta timp de așteptare, să zic așa, am reușit să putem să jucăm din nou. Și asta e o mare bucurie, mai ales pentru copii care, într-adevăr, au așteptat să vină vremea asta să poată să joace. De data asta doar Hore și urmează brâu pe imnul Bârzavei. De la Moldova, nu? Sunt în Alianța Pensionarilor și am prezentat un brâu popular, că totul îl sărbătorim ea și brâu popular. Da, este foarte important și a dori să fie cât mai dese. Thank you.
viață ca o kilowatt. Nu mai fac bagene de caz deloc, am să beau și eu păpuș cu toc. Nu și pe crește unde plătim să tonem tot voi iubi. Unde brânza va crește când am omul și pe crește unde plătim să tonem tot voi iubi. Cu reșița ne plăvim. Evenimentului care strânge anual în centrul civic din Reșița păstrători ai tradiției populare. Două repere extrem de importante, unul din patrimoniu material, cămașa populară, celălalt din patrimoniu imaterial, brâul bănățean, sunt puse în evidență. Anul acesta am avut oaspeți de la Caransebeș, de la Oravița, de la Moldova Nouă. Cultura tradițională este parte a identității noastre colective și după un an pandemic îngrozitor, simțeam nevoia să ne întâlnim.